Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Ei bine, am ceva să vă spun. În episodul trecut foarte multă lume m-a făcut boostada, foarte, foarte multă lume. Doar din simplul motiv că tipul ăla mi-a pus un Hog Rider și eu aveam schelet în armii și nu i-am pus, i-am pus prințesa. Frate, pe bune? Adică gen, am greșit, da, nu am văzut schelet în armiul ăla și vă promit pe tot ce vreți voi că nu sunt boostat, am și pierdut mai multe meciuri fără să vreau. Deci contul ăsta nu l-am dat absolut nimănui și chiar n-aș avea de ce să vă mint. Că uite, dacă ar fi fost, v-aș fi zis, bă, am dat contul, știi? Bun. Vreau să punem în deck-ul nostru Zap în loc de ăsta, perfect. Și cam ăsta o să fie deck-ul cu care o să jucăm azi, să încercăm să jucăm mai multe meciuri. Sunt în clanul ăsta, Academia, fan, ceva, nu știu. Văd că îmi dau aici băieții zepuri multe. Și hai să jucăm. Să vedem cum jucăm meciurile astea, dacă ne descurcăm sau nu. Ok. Level 9, vedeți, el e level 9, eu sunt level 7. Deci deja el automat are mult mai multe șanse să mă bată. Uite, mi-a pus Goblin Hat, ok. Mi-a dat Fireball, m-a distrus, îi pun un Wizard. Vedem ce o să facem, o să pun un Inferno Dragon aici. Ăsta pe aici, perfect. Și îmi trebuie Skeleton Army și uite, n-am Skeleton Army, frate. Ok, dar am făcut mult mai mult damage decât o să-mi facă el mie. Oh, nu cred! Oh, mai are 4. O să-l iau cu prințesa, frumos. Asta zic. Bun. Acum scopul nostru este să mergem pe turn, pe celălalt turn. Doar că nu-mi place absolut deloc Goblin Hat-ul lui. Absolut deloc nu-mi place. O să las să vină pe turn și pun schelet în armii, ușor. Bun, Hog Rider. Îi pun un Z pe ăla, ca să fie. Nu prea m-a ajutat cu nimic Hog Rider-ul ăla, din păcate. O să pun un Minion Horde pe Witch. Oh, shit! Pun aici Minion Horde-ul. Da, am înțeles. Tipul are un deck foarte OP, mult prea OP și nu prea am ce să-i fac. Bun, Inferno Dragon. Du-te! Arrows. Bun, i-am luat ăla. No! I-am luat ceva. Dăm un Zap. Bă, Zap-ul e destul de slab, dar i-am... Oh, shit. Ok. Așa. No. Pun Zap. Și se ocupă și prințesa. Punem un d-asta. Mai pun și un Hog. Bine, 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 se duce Hog-ul meu. Oh, nu e bine. Haide, ăsta. Și ăsta ar trebui. Haide, nu cred. Oh, nu cred. Nu pot să cred. N-am avut nici Arrows, nici Zap să-i pun acolo. Fuck. Ok, m-a bătut. Frate, îmi trebuia doar încă un Zap sau ceva și luam. Ce mă enervează când pierd așa că... Ah, shit. Dar... Elite Barbarian să-l ale lui. Pff, criminal, deci e super OP. Mamă, ce e ăsta? What? N-am mai văzut cartea asta până acum. Bun. Punem un schelet în army. Oh, shit. A, executionerul, nu? Am înțeles.
Da. Am înțeles, mi-a pus și prinț. Blană, blană, blană. Am ce cărți să-i pun, frate. Chiar am ce cărți să-i pun. Da, 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 da. Tipul ăsta o să mă bată, știu sigur. Bun. I-am dat acolo ceva, dar nu foarte mult. Execuționerul ăsta e cam OP, bă, frate. Cam prea OP. Îl las să dea... Nu. Punem un Inferno Dragon pe el, că altceva nu știu ce aș putea să fac. Ah, bun, a mers. Te pup, bro. Bun. Da, nu prea o să-i dăm nimic la turn. Absolut nimic. 1000 mai are. Pun un wizard cu... Ah, shit. Repede? Bun, perfect. Și mai am timp să pun și o prințesă și cu atacul ăsta ar trebui să îi luăm turnul. Haide, ia witch-ul ăla! Fuck! Nu i-am luat nici măcar... Oh, nu. Bun. Și acum ar trebui să mergem all out attack pe turnul ăla. Încă un pic. Nu! No! Bine, bro, bine, tu du-te, da? Bun, arrows. Nu, no, n-am cum să-l iau nici cu Zep. Nu cred că pierd și meciul ăsta. Nu! No! Oh, nu. No. 188. Mamă, dacă... Un hit jumate de prințesă. Ok. Hai mai încercăm un match. Level 6, ok? E bine, are cărți slăbuțe. Măcar pe ăsta dacă am putea să-l batem ar fi genial. Ok, ne-a pus un knight. Magic. Ok, interesant. Oh. Bun, și mi-a pus archers. Skeleton army, frumos. Fuck. Aaa, și am pus... No. Și pe turn ce dăm? Am dat pe turn mult. Mamă, dar n-am cărți, frate, n-am cărți deloc. Ce pot să-i pun? Prințesa cu hog nu merge. Le pun aici asta și cu ăsta. Mamă, mâncați-aș-i! Ok, pun ăsta. Îmi iau damage-ul și pun Skeleton Army. Am pierdut turnul. Da, slăbuți. Dar nu înțeleg, frate, cum joacă ăștia așa. De ce nu pot să le dau și o counter la cărțile lor? Că ăsta și-o ia repede, n-avem treabă. Oh, nu. Bă, ce retardați sunt ăia să mor. Hai, Hog Rider, du-te. Aoleu, ce mă fac eu? Zep, haide. Nu, n-a vrut cu Zep. Oh, nu.
Oh, no. Tipul ăsta îmi vrea turnul foarte tare. Și mi l-a luat. Minunat, mi-a luat turnul. Degeaba, degeaba, nu mai am ce să-i fac. No! Îl luam dacă nu-mi punea ăla! Oh, nu pot să cred, nu pot să cred. Îi luam, deci îi luam turnul ăla. Nu, hai să mergem pe shop, avem ceva oferte, nu. Frate, trebuie să dau upgrade la Hog Rider și... N-am destui bănuți! Ok. Level 8. Mamă, mamă, da. Nu știu, vreau să-mi ziceți în comentarii un deck, ceva mișto. Că parcă deck-ul ăsta e bun, dar nu pot să câștig cu el, știi? Asta mă enervează. Bine, frate, te-ai dus. Dau un zep pe ăștia 3. Și țin săgețile dacă pune ceva. Bă, teoretic ar trebui... Nu cred așa ceva. Hai să vedem, Skeleton Army pe ofensivă. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee, dar... shit, avea zep, puteam să jur. Minunat. Ai, da, da, super. Dar are pompa aia nenorocită și mă enervează. Are pompele alea nenorocite și mă enervează. Mai punem și un hog. Una. Două. Nu cred. Pot să dau pe amândouă? Ok. Ce? 1! 1 HP! Nu pot să cred așa ceva. Săgezi pe toate, că na. Bine că ai tu X-Bow, nenorocitule. Mamă, dar ăștia dau mult! De ce are atâția goblini? Mă enervează. Inferno Tower, pe ăla ți-l iau repede. Hai că deja... Nu pot să cred, ce mă enervează goblinii ăștia? Ah, mi-a pus Goblin Hat fix în față și X-Bow. Cât de ratat e tipul ăsta, frate? Zi-mi, te rog, că n-are zep. Asta zic. Mulțumesc, Doamne, că n-ai zep. Am eu, bro. Bro, am vorbit. Bun. Asta i-am câștigat meciul ăsta. Cu greu am bătut un level 8 totuși, n-am bătut un level 6. Dar măcar l-am câștigat pe ăsta. Ok. Frate, dar cum am rămas turnul ăla în 1 HP? Urât rău de tot. Ok. Hai, încă un level 8, poate îl batem și pe ăsta, ar fi genial. Și vreau să-mi ziceți în comentarii ceva deck fine. Oh, nu, ce face ăsta? Mamă. Aoleu. Ai avut și tu pe... Nu e bună. Nu e bună. Aoleu, nu mi-a pus wizardul, nu cred. I-am luat turnul. Da, am avut și turn. Da. Bine că are elementul.
Nu, 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 n-am scheletă în army. N-am scheletă în army. Oh my god, uite cum mi-a luat din ambele turnuri. Oh, nu. Ah, nu, ce ne facem? Bine, pe ăsta-i scot ușor cu un schelet în army, dar... Bine, sau nu? Bun. Nu din nou! Hai că logul nu mai poți să-l folosești acum, bro. Să te văd. Dar poți să folosești telefonul, da. No, mi-a prins hit. Ok. Hog. Faza e că nu vreau să-mi fie de folos asta, cum îi zicem. Alo, ce mă fac? Degeaba, prea târziu logul ăla. Degeaba. Nu o să faci nimic. Absolut nimic. Să te văd. Oh, de unde i-a scos pe ăștia? Vere. Așa facem, mă. Îi ține Elite Barbarians până la ultimele 10 secunde. Doamne, cât mai avem până la Clan Chest? O groază. Bă, uite să le vorbesc aici cu oamenii. Da, filmez. De ce s-a mutat ăsta? Stai, ce? Cum trimit? A, uite aici. Ia să vedem cine e pe aici. Bă, Gami, salut, Gami, filmez. Mai filmează și Dănuț, salut, salut. Ok, hai să-i donăm și lui o din asta. Și da, fraților, aici vom încheia acest episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel don de like, aș aprecia foarte mult. Hai să strângem 3000 de like-uri până la episodul următor. Nu știu, aștept oferte noi pe shop cu chesturi sau așa, ca să deschidem și noi, poate mai ne pică niște legendare, ar fi genial, pentru că nu prea pot să fac față cu cărțile astea pe care le-am acum și aș avea nevoie de niște cărți noi. Bun. Cam asta cu acest episod, eu am fost Gamer, ne vom vedea data viitoare. Pa!